Dezastre naturale precum seismele, inundațiile sau incendiile pot crea pierderi umane și au consecințe foarte dăunătoare pentru dezvoltarea regiunilor Montana, Vidin și Dolj. Inițiatorii proiectului Securitate pentru copiii noștri, prin activitățile pe care își propun să le desfășoare, vin astfel în sprijinul comunităților respective. Ne propunem să lucrăm de această dată cu elevii de liceu și vom lucra, după cum s-a spus și în obiectivul proiectului, pe incendii de pădure și pe inundații, având în vedere că incendii de pădure, de ce spun incendii de pădure, vă reamintesc că proiectul a fost scris de colegii noștri bulgari din Montana, unde ei, să spunem, sunt puțin mai înzestrați în păduri. Dar bineînțeles că noi vom aborda, pe lângă incendiile de pădure, și incendiile care au loc în clădiri, în mediul urban și rural, bineînțeles. Instruiri practice și teoretice cu profesori și învățători, dar și spectacole vor face parte din proiectul Securitate pentru copiii noștri. În total, în districtul Vidin, dar și în Craiova, Calafat, Băilești și Dăbuleni, vor avea loc 8 spectacole de teatru de păpuși. Teatrul din Vidin va realiza un scenariu în 3 părți, în care este, cu ajutorul unei păpuși și a diverselor altor caractere, dar care vor fi oameni sau păpuși, vor explica copiilor ce se întâmplă în cazul unui incendiu, în cazul unui cutremur, sau în cazul când unui foc, unui incendiu. Incendiile, inundațiile, cutremurul sperie copiii. Acest personaj le va explica ce se întâmplă, dar ce trebuie să facă ca să nu se sperie, să se protejeze și la cine să apeleze. Proiectul este finanțat din fonduri de la Uniunea Europeană, iar partenerii în proiect sunt Asociația Română pentru Transfer de Tehnologie și Inovare Dolj și Asociația Parteneriate Regionale pentru Dezvoltare Durabilă Vidin.